Eu am debutat la Miciu cu Hunedoara. Eu am debutat la Miciu cu Hunedoara și Piticu, când m-a băgat pe mine, a început să strige, țicleanule, zice, nu mai tu mă mai poți salva, restul toți m-au vândut. În timpul meciului. În timpul meciului striga chestia Și asta. auzeau toți colegii. Stai seama că auzeau toți colegii. S-a terminat, am pierdut cu 1-0 la Hunedoara. Și noi am venit pe stadion, pe terenul cel mare, așa, și făceam niște bucăți lansate de la, de la poartă la poartă cu un atitit de liu, era între unul secund. Piticul n-a venit. El s-a dus pe la partid, pe ce avea, și pusese problema. Ori eu, ori ei. Ei erau Beldeanu și Balace. În, în, a, capii rău cap, capii fi, și aceea, mai câțiva pe lângă ei, dar ăștia doi în, primul, în prim plan. Așa. Și bă, ăștia erau, domnule, Simbel, Deanu și Balaci, ăștia toți s-au jucat la echipa națională, adică ne cerca mult.